offline, all. Mamă, cât de greu e să faci clipuri. Deci nu vine să cred câte ore, câte... Da, e fain. Ai așa o satisfacție când termin. Și stau cumva cu umărul ăsta mai în față, așa. Nu stau. Am lucrat 20 de ore pe zi, timp de 3-4 zile, pentru clipul de duminică, săptămâna 5 din seria Slăbește cu Otto. Și mi-a fost foarte greu. Am stat așa aici, atâtea ore, mă purcam de câte 3 ore pe noapte, dormeam atât, obosit, maxilarul îndrăznea, luam numai analgezice, aveam capul varză, eram amețit, aveam stări de somnolență, dar nu puteam să dorm. În contră, îmi bătea inima, în timp ce aveam stări de somnolență și covalescență, îmi bătea inima foarte, foarte tare. Un stres, simțeam că îmi pleznește cap, așa, bum, 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 și ne lucrează mult și are, v-am zis, un țel, un obiectiv, pentru că trebuie motivație ca să lucrezi mult. Nu poți să lucrezi așa. Ia uitați cum stă laptopul meu, fraților. Am pus un pachet de țigări să-i fac aerisirea pentru că forjează foarte multă căldură. Mie să nu cedeze, deja se blochează. Am pus foarte multe chestii aici, efecte, texte, muzici, melodii și așa mai departe. Editez vlogul de luni, cea mai șmecheră zi din viața mea. Dorian Popa, Hâți Challenge. Exersez ani de ani, ani și ani și ani, câte 8 ore pe zi, nu așa, lucrez 2 luni, după aia peste un an mai lucrez 2 luni. A fost cea mai tare zi din viața mea, cea mai productivă, cea mai frumoasă zi. De fapt, pe mine chestia regizorală, frate, mă consuma foarte mult. La un clip pe YouTube, chestia regizorală e foarte importantă, cum să structurezi clipul, cum să-l faci, cum să... Deci e foarte greu și trebuie să le faci într-o anumită ordine, pentru că altfel... După ce tai, după ce pui anumite chestii, melodii, după aia nu prea mai poți să mai tai. Deci prima dată trebuie să le-l apuricat foarte bine la tăieturi. Asta e ordinea. Hai să vedem care e ordinea. Mă culcam de câte 3 ore pe noapte, dormeam atât, obosit, cu maxilarul îndrăznea, luam numai analgezice, aveam capul varză, eram amețit, aveam stări de somnolență, dar nu puteam să dorm. Din contră, îmi bătea inima. În timp ce aveam stări de somnolență și covalescență, îmi bătea inima foarte, foarte tare. Un stres. Simțeam că îmi pleznește cap, așa, bum, 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 bum. Și ne lucrează mult și are, v-am zis, un țel, un obiectiv, pentru că trebuie motivație ca să lucrezi mult. Nu poți să lucrezi așa. Și eu n-am nicio chestie financiară absolut deloc după clipurile astea. Și nici nu o să am niciodată, nu o să pun niciodată reclame și chestii. E suficient, nu știu, la cum am simțit astăzi, e suficient pentru mine... Și 10 comentarii de încurajare și îmi schimbă ziua, efectiv, deci am un moral mult mai bun și ies din casă mult mai energic și să fac treburile și sunt mult mai zâmbăreț și mult mai ok și simți efectiv așa, nu știu cum, se duce stresul ăla, pentru că zilele astea am fost foarte, foarte stresat. Am crezut că să mă înjure lumea, deci m-am simțit foarte, foarte nasol până am pus clipul ăsta. Deci până nu s-a terminat ziua de duminică să pun clipul și să primesc primele feedback-uri și apoi instant mi s-a schimbat starea. Pentru că simțeam că a trecut așa mult timp și n-am făcut nimic și nu... Am apucat regretele după aia și vreau să fac foarte multe lucruri, să vă explic foarte multe lucruri și... Am încercat să mă apuc să filmez și am observat că nu îmi convine aia, că nu știu dacă sunt bine încadrat. Aveam prea multe chestii în cap, prea multe întrebări, prea multe stări de frică și așa, de anxietate, de să nu mă fac de râs, prea multe complexe. Și nu e bine, deci vă zic, deci nu e bine, fraților, nu e bine deloc. Și faza e că am venit după o perioadă de 6 luni, în care, ultima perioadă anul trecut, în care nu prea am scos așa multe clipuri, nu am mai exersat, nu mi-am mai folosit creierul, imaginația, am lenevit-o și chestia asta acum m-a apucat din urmă, regretele și remușcările. Dacă făceam eu, dacă acum era mult mai sus, acum era mult mai bine, acum era mult mai ok, mult mai stăpân pe mine. Nu mai stăteam 7 ore să-mi pun o cameră să văd care unghi mai bun și cum pică lumina și bla bla. Și îmi veneau și mie cuvintele, vorbele. Vreau să vorbesc normal, nu știu, cum vorbesc acum. De-aia nici nu mă uit la voi. De-aia mă uit la laptop, mi-am programul aici de deschis. Ia să vă arăt. De editare. Momentan nu am făcut nimic. Mă chiombesc, dar încerc să vorbesc cu mine și să mă înțeleg și să
Și simt efectiv cum mă destresez. Simt că, uitați, acum e ora 7 și dacă mai lucrez 2-3 ore, acum sunt înainte cu clipurile, am filmat foarte mult. Din cauza că s-a dus stresul, am reușit să mă exprim, să dispară complexele astea și foarte, foarte multe temeri. Deci, nu știu, e fantastic, chiar e fantastic, e super tare. Chiar am simțit energia voastră, chiar am simțit energia oamenilor. Am lucrat 20 de ore pe zi, timp de 3-4 zile, pentru clipul de duminică, săptămâna 5 din seria Slăbește cu Oto și mi-a fost foarte greu. Am stat așa aici, atâtea ore, mă culcam de câte 3 ore pe noapte, dormeam atât, obosit, cu maxilarul întrosnea, luam numai analgezice, aveam capul varză, eram amețit, aveam stări de somnolență, dar nu puteam să dorm. Din contră, îmi bătea inima. În timp ce aveam stări de somnolență și convalescență, îmi bătea inima foarte, foarte tare. Un stres, simțeam că îmi pleznește capul, așa, bum, 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 că mi se electrifică capul. Simțeam foarte, foarte multă presiune. Transpiram foarte mult. Deci astea sunt stările, atacurile de panică, de stres, de... Până nu s-a terminat ziua de duminică, v-am zis, am stat aici până mi-a înțepenit ăsta. Eu stau așa și lucrez. Și stau cumva cu umărul ăsta mai în față, așa. Nu stau așa pe spate. Stau așa. Și mi-a înțepenit omoplatul, clavicula aici, la omoplatul. Mi-a înțepenit de nu mai puteam să stau. Mă ridicam din oră în oră și făceam așa. Făceam exerciții, că mă durea. Și simțeam un junghi acolo. După care am simțit coloana, cum mi s-a aplicat. Așa, când m-am pus în pat, așa era coloana mea. Și a trebuit să mă întind. După care m-am pus în pat, de-abia m-am luat somnul, am dormit 3 ore și m-am trezit. Deci eu am crezut că fac zona ZOSTRA, am crezut că sunt... Că am și probleme cu stres oricum și vă dați seama că... De-aia pot să vorbesc despre chestia asta, pentru că am avut acum o perioadă cu mine în care m-am analizat iarăși faptul care cauzează stresul și stările acestea și am observat că tocmai chestia asta este nemulțumirea până la urmă de tine, pentru că nu ai reușit să faci, pentru că ai dormit, pentru că nu ești mulțumit cu ce ai realizat, vrei mai mult. Știi că poți mai mult, dar cu toate astea, nu știu, nu ai motivația, nu e scânteia aia care să te facă să le faci. Și pentru asta vă mulțumesc, pentru că scânteia am observat că este chiar la voi. Deci nu mi-a venit să cred cât de bine m-am simțit după câteva feedback-uri pozitive. Este extraordinar. Eu n-am mai simțit, cum să zic eu, o energie atât de puternică de la alți oameni niciodată în viața mea. Fantastic, deci... Și de asta vreau să vă zic că simt acum, în perioada asta, simt cum trece, cum iese stresul, cum iese totul din mine și pot să dorm. Este fantastic, deși încă sunt bolnav, sunt pe antibiotice, am capul varză, dinții am întăriți, nu-i mai simt. Deci e foarte, foarte nasol, m-a tras curentul, cine m-a urmărit știe deja lucrurile acestea, nu mai intru în detalii. Și asta am vrut să vă zic până la urmă, dragilor, pentru că eu eram pe punctul de a muri. Efectiv, stresul ăsta m-a doborât. Am stat un timp, am vorbit cu mine, am încercat să văd care este situația, deci trebuie să spui ordine lucruri, trebuie să muncești în fiecare zi pentru lucrurile tale și trebuie să încerci să fii din ce în ce mai bun și să lași complexele și criticile, pentru că acelea sunt pentru cei care nu fac nimic. Cei care fac ceva, și au curajul să se expună, și au curajul să, nu știu, să se arate, dar măcar să se vadă ei în primul rând, să se uite ei în oglindă, pentru că eu aveam, nici în oglindă nu vreau să mă uit. Deci eu nu sunt genul care să stau cu aparatul, să-mi fac freza, să mă uit în oglindă, să... chestii astea. Nu, fraților, ce aveți? Și mi-e așa greu, deci am vrut să fac atât de multe lucruri acum și când iau camera, nu știu ce să zic. Dar vreau să îmi găsesc un stil de editare, un stil mai amuzant, vreau să învăț să fac mișto de mine, să iau viața mai în râs un pic, ca să zic așa, să iau viața mai senin, să nu mai pun atâta stres, atâta presiune pe mine, să nu mai încerc să fiu perfect, pentru că am observat că nu există clipul perfect. Clipul perfect. Acum manage. Salut. Gata, acum termin. Beau gură de apă. Mi-adun ultimele vorbe că mă bag la editat. De aceea trebuie să-mi impun să fac în fiecare zi, frate, câte 8 clipuri.
câte 8 ore, doamne, 8 clipuri, ajungeam. Câte 8 ore să lucrez zilnic ca să nu mai intru în stări din astea de depresie și de anxietate și de stres. Parcă se termin timpul. Offline all. Mamă, cât de greu e să faci clipuri. Deci nu vine să cred câte ore, câte... Da, e fain. Ai așa o satisfacție când termin. Și de la clip la clip devii mai bun și mai bun și începi să înțelegi lucrurile. Și imaginația efectiv nu are limite. Sper să mă țină cât mai mult pasiunea asta. Chiar îmi place. Acum mă simt mult mai destresat, mult mai relaxat, că am creat foarte mult. Am primit câteva feedback-uri bune și chestia asta m-a făcut să mă simt fantastic, nu știu. Să simt că munca e apreciată și că am fost mai bun decât anul trecut. Numai că m-au prins fricile, m-au prins temerile, stările de anxietate și ce aveam nevoie chiar de feedback-ul ăsta era pentru că am reușit foarte tare să mă motiveze și să-mi dau seama că, frate, nu trebuie să fiu perfect, nu trebuie să fiți perfect până la urmă. Nimeni nu trebuie să fie perfect. Important e să faci, să te trezești dimineața, să faci lucruri, să... Și pentru asta trebuie motivare ca să faci, să te trezești în fiecare dimineață motivat. Trebuie și să ieși din casă și să faci ceva și să ai un țel. Sper că v-a plăcut acest clip și nu uitați, ca să văd și eu cât de mult vă place, să mai fac și alte clipuri de genul acesta. Vreau să văd mai multe feedback-uri, mai multe like-uri și mai multe comentarii. Iar eu o să mă conformez și vom vedea ce iese. Eu sunt Toto, până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte sănătoase pentru corpurile noastre. Ciao!